Să înceapă Iureșul. Bine ați revenit. Să înceapă furtuna. Ne este foarte greu să nu ne jucăm și noi. Da, declanșați. Da. Mihai și-a luat altă jucărie. Copiii s-au supărat, au vrut și laptopul și l-a luat Mihai. Nu există, păi dacă aveți loc de mine, Doamne ferește. Ia uite ce frumos. Am avut însă. Nu prea vede Mihai ce scrie aici, dar în rest noi. Vreau să vi prezint pe invitații noștri de astăzi. Da, încep cu Carina, care are doar 4 anișori. Carina, vreau să le facem cu mâna telespectatorilor. Da. Și îmi dai și mie un pupic, le arătăm cum ne iubim noi? Super! Carina a fost foarte cu minte, sigură să vină iepurașul la ea. Mm-hmm. Și o lăsăm aici să-și aleagă, să-și aleagă ce vrea ea. Ioana, nu vii tu aici să-mi arăți cum funcționează fetița? Cu role? Ea vrea la Lavinia, măi. Ea vrea la Lavinia, ce problemă, se întâmplă și asta. Hai să vedem cum funcționează. Eu tot de-una vreau jucăria de la tine. Mihnea și Marian, ajutați voi? Deposedez un amărât de un laptop de jucărie. Hai, mergi tu și spune-ne cum funcționează. Ne faci o prezentare a laptopului? Da. Ia să vedem. Să vină taifunul! Într-a doua acum avem un bumper electric, un bumper car care costă 1000 de lei și un scooter electric care costă 300 de lei, este redus în perioada asta. Probabil că și-au dat și ei seama că este foarte dorit de către copii în perioada Paștelui. Și acum o să-i rog pe Maria și pe Mihnea să se oprească, să vină aici lângă mine, ca să o ajutăm și pe Carina. Mihnea, vii tu? Să ajutăm și pe Carina să... Scoateți bateria la mașinuță, faceți ceva! Hai cu scooterul atunci. Maria, o ajut să rog și pe Carina? Maria, oprește-te! Ia să te vedem. Și Maria, vino aici cu mine. Hai să îmi povestești puțin despre acest ceas. Da? Da. Ia, povestește-ne tu. La ce cameră ne uităm? Ne uităm la camera 1. Și ne spui ce îți place ție la acest ceas. Îmi place că are jocuri și că are poze. Și după ce are poze, dai pe altă aplicație care poți să le spui emoji-uri. Și putem să ne și facem un selfie, nu? Cu acest ceas. O să ne facem acum un selfie, după care o să vă și arătăm acest selfie la cameră. Ia, ne facem împreună. Ioana, vii și tu? Ia să vedem, ca să se și vadă la cameră. Încercăm așa. Întoarcem camera. Și ne facem un selfie. Acum nu știu dacă se vede ceva, noi încercăm. Am făcut poza și arătăm și la cameră poza. Se vede, pe ceas. Foarte important este că acest ceas poate fi și adaptat la nevoile copilului. Deci, putem... Voi ați făcut selfie acum? Am făcut un selfie. Deci avem Iulia și fix și Maria și un sfert. Ceva de genul ăsta, da. Doar că ceasul uneori este mai rapid decât noi și fiind cu atât de mulți copii astăzi aici, ne-a fost destul de greu să ținem. Mie mi se pare interesant că are și funcția de localizare. Da, asta, foarte. Pentru mine asta este important la foarte ceas. Important. Da. Cei drept trebuie să recunosc că GPS-ul nu este foarte exact, fiind totuși o jucărie, este un ceas pentru copii. Utilă mi s-a părut funcția de reminder, în care îi poți seta diverse notificări copilului, să nu-și uite pachetelul acasă, să nu uite să bea apă. Cred că l-ajută. Te ajută, Maria, așa ceva? Da. Să-ți amintească ceasul lucruri? Da. Sau cred că mai utile sunt... Eu nici măcar n-am. Vreau să-mi spuneți ce vă doriți voi de la iepuraș. Ioana, ce-ți dorești să-ți aducă iepurașul? O păpușă Rapunzel. O păpușă Rapunzel. Și păpușa aceasta cu role, ne arăți tu, te rog, cum face șpagatul? Ia să vedem. Și poți să-l arăți și robotul? Da, te rog, uite, ție îți dau robotul, vreau să-l pui pe jos și să ne arăți cum funcționează. Atât robotul, cât și păpușa cu role costă 200 de lei fiecare. Față. Uite. Dar care au telecomandă. Dacă eu nu am putut, l-am pus și o și ridici, ia. Nu se mai ridică? Merge și pe muzică? Stai că nu e pornit. Ba da, este pornit. Gata. Hai, între timp s-a terminat și bateria, probabil. Da, cred. Se mai e întâmplă. Posibil. Mai obosesc și jucărie. Nu s-a, da, de unde n-am zis. Ne-am descurcat. Și avem și un laptop foarte simpatic aici, laptopul pe care ne-am certat cu Mihai, pentru că a vrut să-l folosească și el. Și la final, Ioana ne-a promis că vrea să-i spună lui Mihai o glumă. Ioana, ia să vedem, îți dau legătura. Maria, îți merge frigiderul. Stai. Ce să facă? Îți merge frigiderul. Da, iubito, dai ca în gol, că n-am ce să... Păi să nu ajungă prea departe. Ce-a spus? A zis, atunci du-te după frigider dacă merge, să nu ajungă prea departe. Da? Bravo! Mulțumesc, am înțeles. Ioana, dar tu știi că Mihai se ocupă de frigidere? Glume. Da. Nu, el ne spune, da, fiecare depanator dimineață auto, un banc. Refrigerator. Ai știut tu ceva?
Da, a plecat copilul, s-a supărat. A plecat pentru că deja ne trimite producătorul la casă. Hai. Și sunt foarte ascultător, foarte cuminți toți. Știi ce-mi pare rău? Că mă doare genunchele, că m-aș fi dat și eu un bun părcarul ăla. Mai avem timp după, te așteptăm. Vă mulțumim foarte mult că ați fost astăzi alături de noi. Spor la cumpărături și să fiți cuminți copii ca să vină iepurașul la voi în weekend.